Deci americanii, și nu fac acum, oamenii mă cunosc, că sunt de destul de multă vreme în România ca să nu fiu considerat ca taking sides, ca să vorbesc de nou franțuzește cât de cât corect. Deci nici Steaua, nici Dinamo. Deci nu contează cine a început acest decuplaj, Trump sau Germania, cine devine Trump la început, dar e o opțiune politică. E o opțiune politică a unui președinte ales care a decis să schimbe total cursul politicii externe americane din X motive, care îl privesc și care, accesoriu vorbind, l-au adus la putere. Make America Great Again? Cum a decis că e bine, că e rău? Bun. Reacția europeană a fost întâi stupoarea. Cum se poate așa ceva? Trump e nebun, sparge toate tiparele, nu se poate face încredere, e un cowboy, e un businessman, nu se tratează politica internațională cum se tratează afacerile imobiliare în New York și așa mai departe. După acest moment de stupoare, a intervenit trezirea și zicând ce se poate face. Și aici e marea problema Europei, că și-a dat seama că nu se poate și în continuare, că nu prea se poate face. Europa, nici Germania, nici Franța nu și-au onorat cererea lui Trump. I-a somat, de fapt. Cele 2% din PIB pentru bugetul NATO. Și-au trecut câți ani. A șocat foarte mult. România a dat 2% din PIB. Moartea cerebrală, declarat moartea cerebrală a NATO. Și acest decuplaj este real, este consfințit, aș spune acum. Și domnul Hartmann poate să confirme sau să infirme.